Salut! Vă voi arăta în acest tutorial cum să faceți un model de brățară. Este un model pentru începători, foarte ușor, dar rezultatul este unul foarte frumos. Am tăiat 4 fire de ață, lungimea lor este de aproximativ 60 de cm. Nu vă faceți griji dacă rămâne ață, că sunt o grămadă de lucruri care puteți face cu resturile de ață. Voi înoda capătul. Și îl voi prinde în mapă. Ok. Așa cum ați văzut în tutorialul pentru noduri, voi folosi un singur nod astăzi, înainte. Voi merge cu ața, prima ață, și voi parcurge toate cele trei ațe rămase. Și începem. Facem nodul înainte sau patru. Trebuie să facem pe fiecare ață câte două noduri. Dăm la o parte ața care am folosit-o și păstrăm ața cu care am început. În mâna dreaptă, un nod, două noduri. Dăm la o parte portocaliu, continuăm cu al doilea portocaliu, un nod, două noduri. Acum ața verde rămâne în capăt în dreapta și pornim cu cea mai din stângă ață. Este pur și simplu muncă repetitivă. Faceți aceasta până când brățara este de lungimea dorită, în funcție de mâna persoanei pentru care o faceți. Am să fac încă puțin ca să vedeți modelul. Aștept păreri din partea voastră sau modele pe care nu știți să le faceți și vreți să le vedeți. Sunt dispusă să vă arăt. Îmi face un singur rând. Ok, practic acum am ajuns la începutul tutorialului. Asta este rezultatul. Este simplu, dar este foarte, foarte drăguț și puteți combina mai multe culori, puteți combina patru culori diferite de ațe, puteți să puneți mai multe ațe. Eu am pus doar patru și va ieși o brățară subțire, dar puteți puneți până la câte ațe vreți voi și diferite nuanțe. Spor.